Pentru asigurarea unor condiții de trafic optime, Primăria Brașov intenționează să încheie un nou acord cadru valabil pe o perioadă de 4 ani pentru realizarea lucrărilor de semnalizare rutieră pe orizontală și verticală. Este vorba despre marcajele rutiere, dar și de instalarea unor indicatoare, a stâlpilor de susținere, a separatoarelor de sens sau a oglinzilor rutiere. Costul estimat pentru acest contract este de minimum 48,6 milioane de lei fără TVA și de maximum 88,4 milioane de lei fără TVA. Firmele de specialitate care se vor înscrie la licitație urmând să depună și o garanție de participare în valoare de 221.000 de lei, în conformitate cu datele de pe portalul de achiziții publice. Firma care va câștiga licitația se va ocupa și de verificarea indicatoarelor existente și înlocuirea celor deteriorate, de curățarea semnalizării rutiere, de ștergerea de pe carosabil a marcajelor care nu mai sunt conforme ca urmare a unor resistematizări rutiere, dar și de amenajarea unor covoare antiderapante înaintea unor treceri de pietoni. Executantul va trebui să asigure în permanență un serviciu pentru reparația accidentale.